Directă cu noi este Mihaela, de la care vom afla toată povestea. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua, doamna! Mihaela, unde locuiești și câți ani ai? Eu am 52 de ani, fac sâmbătă, care vine cu sâmbătă. La mulți ani, să fiți sănătoasă, să fiți sănătoasă. Mulțumim. Și unde locuiești? Eu locuiesc în județul Constanța, dar în prezent locuiesc într-un oraș din Anglia. Bun, dar în județul Constanța ai tu domiciliu, adică această casă, în România, da? Da. În ce localitate, în ce comună? Localitatea Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu. În Dorobanțu, am înțeles. Zim despre tine, câți ani ai fost, sau înțeleg că nu mai ești căsătorită, soțul tău a murit. Câți ani ai fost căsătorită cu el și câți copii aveți? Avem 3 copii, am fost căsătorită aproape 9 ani, după care am divorțat în 2007, am fost căsătorită din 95 până în 2007. Între timp am mai fost despărțiți când au umplut bâială. Dar această casă, copiii toți sunt majori, această casă, ea s-a ridicat în timpul căsniciei tale cu soțul tău, da? Nu. Căsuța care am ridicat-o până în anul 2000, când mi s-a oferit caietele de la primărie, a fost pur și simplu o căsuță făcută din chirpici, dacă știți ce să ia, doamna. Știm, bineînțeles. Două cămăruțe, acoperită, nu aveam utilități, nu avem aproape. Dar pe nimic. Terenul cui a fost? De unde aveați terenul? Mi-a dat un caiet la primărie, că m-am dus și am cerut un loc de casă. Am zis, domnule, dați-mi și eu cetățean din Dorobanțu și vreau și eu să-mi fac o căsuță, ordei copii. Și mi-a oferit un caiet. Și la caietul ăla mi-a zis că timp de 25 de ani n-am voie să străinez pământul de acolo, adică să-l vând sau să fac alte afaceri cu el. Mi-a făcut o căsuță din chipic. Când Dumnezeu să-l ierte, a murit soțul în 2012, a despăgubit fetițele cu 1 miliard, statul român. Eu n-am avut încotro când am văzut situația, că toți oamenii au câte o căsuță mai bună. Am zis să le ofer și eu copiilor mei tot o căsuță mai bună, să nu-mi bagi joc de banii lor, că nu erau banii mei, erau banii. Dar de ce a despăgubit statul fetițele? Cum a murit soțul? Tatăl soțul meu a murit într-un accident rutier. El a făcut 12 ani de când e mort. Am înțeles. Dumnezeu să-l odihnească. Deci de asta ați primit dumneavoastră, au primit fetele despăgubiri ca Și unde a murit? Da. La noi în țară sau în altă țară? Da. În localitatea Hârșovat, de județul Constanța, care acum nu știm cine l-a omorât. Alții zic că l-a pus în stradă mort și a trecut mașina peste el. Am înțeles. Îmi pare rău. Bun, deci l-au despăgubit, ați cerut probabil în tribunal și ați primit acești bani, da? Da, am primit acești bani. Și ce ați zis? De bani ăștia, hai să facem o casă mai ca a cătării. Bun, dar eu vreau să înțeleg așa. Cui a dat primăria terenul? Dumneavoastră, pe numele dumneavoastră, Mihaela, cum vă chema? Sau soților, că erați proaspăt căsătoriți? Pe numele meu, pe înainte Mihaela era trecut. Deci soțul dumneavoastră nu avea niciun drept acolo, să zic, pe terenul ăla, nu? Păi, era trecut și el doloația și adresă cu mine. Dar erați căsătoriți când v-a dat dumneavoastră terenul primăria? Da, eram legal. Bun, deci primăria a zis așa, pentru tineri căsătoriți, că știu că se mai făceau. Luați de aici un lot de pământ, 500 de metri, 600 de metri, să vă faceți o casă, să vă puneți... Dar nu a fost 900 de metri, scris pe care așteptam și la ora actuală. Bun. Ce s-a întâmplat mai departe? Ați făcut actele pe casă și pe teren? Adică să deveniți proprietari și casa să aibă autorizație de construcție, să fie întabulată, cum se face? În 2002 am născut-o pe Cristina, ultima fetiță cu handicap grav. Am umblat timp de 11 ani prin toate spitalele și în Italia, unde am putut, unde s-a putut ceri banca să mergem la autorități, să mergem cu ea, să scăpăm spia, să crească mare. Nu am greutate, nu crește, nu nimic. M-am zbătut pentru ea și n-am avut posibilitatea ca să cer acele acte atunci, în momentul ăla, când trebuia să le fac, pe căsuța veche. În 2013, când mi s-a dat banii de la soț, am încercat să mă duc să fac actele la casă. Am fost refuzată că ai datorii la noi, că ai impozit, că nu știu ce. Am spus, domnule, am să plătesc impozitul ăsta, aveam niște amenzi de la soț. Că noi, între timp cât am stat în 2006, ne-a mai încetat și mi-a dat amendă tot mie poliția. Am avut unul de 90 de milioane amendă și nu puteam să plătesc bănuții aia. Am zis, mai degrabă-i cumpăr la fetiță tratament decât să plătesc amenzele. Și am mers pe concepția că odată și odată o să ajung ca să fac acolo. În 2017 am venit în România, tot așa am născut,
plătește toate datoriile la stat, plătește, am mai avut o problemă cu alte instituții și am trebuit să plătesc 290 de milioane. Și am zis, îmi achit datoria de 290 de milioane la instituția respectivă și pe urmă o să încerc să-mi fac atât. A fost din nou refuzată. O zis să-mi plătesc tot, din urmă să plătesc. Am trecut din gură. În 2019, când am ajuns acasă, am prins că domnul vânduse deja pământul de până în geam la mine, pe, sub casă. Cum? Ce ați spus? Că nu v-am înțeles. Deci s-a vândut pământul de sub casă? Deci... Da, că zis că a avut cineva titlul de proprietar, dar nu știu că între mine și între Vierul Petrică n-a fost niciodată un proprietar acolo. A fost un bordei făcut pentru fratele meu, că a fost cioban la cineva la o târlă. Și dumnealui, acel cineva, domnul Ivanovici, și-a luat titlul de proprietar și a dus la învârtit cu doamna Pescu, Zanfir Liliana. Dar nu mai dați numele întreg, vă rugăm. Îmi pare foarte rău, trebuie să știi întreaga țară cine a făcut treaba asta. Cu domnul Timofti să doamna Mihaela, stați doamna, numai puțin. Haideți să nu implicăm și alte persoane care poate nu vor să fie implicate în discuția noastră. Doamna este de la urbanism, doamna care v-am promițat-o mai înainte este de la urbanism, de la primărie. Și domnul care v-am spus că așa domnul Cutărică a fost un primar din 17. Vă spun și cine este, nu pot să... Bun, dar haideți să înțelegem mai bine toată problema dumneavoastră, da? Și după aceea ajunge și la persoanele care... Și să vă calmați un pic, că vă simțim că sunteți supărată, dar ca să înțelegem tot mai bine, vorbiți foarte repede și eu încerc să asimilez informațiile, dar nu înțeleg. Deci ce s-a întâmplat? Terenul acela a fost cumpărat, ați aflat că are cineva titlul de proprietate pe terenul de sub casa dumneavoastră, practic. Da, tot veneau la fratele meu acolo pe stradă și tot îi spuneau vecinii, vezi că Cutărica a luat locul lui Sorta aici. Vezi că Cutărica a luat locul lui Sorta. Fratele m-a sunat. Eu, fiind operat în 21 aprilie, în 2019, am plecat în 15 iunie acasă. Așa operat, am plecat acasă să văd ce se întâmplă. Am ajuns acasă, băiatul era plecat, n-am mai avut cine să întreb. M-am întors înapoi în Anglia, în 2020, când m-am dus, băiatul mi-a arătat actele. Tanti Mihaela, nu am ce face, că primăria mi-a dat loc de casă. Bun, dar hai să luăm invers, doamna Mihaela. Dumneavoastră, nu că ar conta, dar contează și asta. De câți ani nu mai locuiți acolo, efectiv, și nu mai locuiește nimeni în acea casă? Ba da, locuiește fratele meu în casă, are grijă fratele meu. Păi are grijă, dar nu locuiește. Se duce pe acolo și mai din când în când. Nu, locuiește acolo, în prezent. Colegii noștri au vorbit cu el și el a zis că e și bolnav, nici nu are timp să se ocupe și că mai merge din când în când. Eu vă zic ce a zis el colegilor, că el are casa lui, nu stă în casa dumneavoastră, da? Dar dumneavoastră, de câți ani sunteți plecată din țară? Eu din 2016 sunt plecată. Și fetele dumneavoastră de cât timp sunt plecate și n-au mai fost pe acasă? În 2000 am fost în fiecare an, când am avut concediu, când au avut fetele posibilitatea de a merge acasă și fetița vacanță, am mers în vacanță acasă. Am înțeles. Noi am mers fiecare an acasă. Dar în principiu nu prea locuiește nimeni acolo. Ideea este așa, înțeleg că taxe și impozite n-au fost plătite la timp și nu s-au făcut actele. Terenul nu a intrat în proprietatea dumneavoastră, adică să se facă acea, nu știu, donație din partea primăriei, nu știu ce se face exact, care e forma, în care dumneavoastră să fiți proprietară. Casa n-a fost întabulată, deci practic dacă vă ia bine și vă scutură primăria, nici autorizație de construcție n-aveți asupra ei. Și acum nu știm care, cum au vândut stânga-dreapta, dar înțeleg că s-a vândut și o parte din terenul dumneavoastră, asta mie nu-mi este clar. Dacă era al dumneavoastră, cum se putea vinde? Iar dacă nu era al dumneavoastră, înseamnă că se putea vinde, că părea că nu e al nimănui. Și cum putea să vândă vânzarea a fost un teren pe care ai construit o casă? Nu, pe un caiet. Stați un pic. Vânzarea s-a făcut la notariat, la primărie atunci, sau doamna, cum s-a făcut? Pe un caiet poți vinde orice, doamnă. Exact, stați un pic. Cum anume v-a dat dumneavoastră? Pe ce act v-a dat terenul ăla, primăria? Ați fost la notar? S-a întâmplat ceva? Nu, prin concesionarii, doamnă. Pe concesiunea din proprietate. E drept de folosință pe 49 o de ani sau cât se... Da. 25. Pe 25 de ani. Păi și câți ani au trecut de atunci? Anul ăsta stat 25. Da. Păi și ce faci cu casa? O dărâm după 25 de ani sau cum? Că nu înțeleg. Cum e asta cu concesiune, domnul Oarnă? Că nu înțeleg. O să-i prelungească dacă a îndeplinit condițiile prevăzute în procesul verbal. Păi și atunci de ce a vândut altora terenul ei aflat în concesiune? Cine a vândut? Primăria, proprietarii sau primăria a vândut vecinilor stânga-dreapta? Primăria a vândut la altcineva locul de casă. Păi înseamnă că doamna n-a respectat niște clauze, nu știu. Trebuie văzut. Nu, dar stați două secunde.
domnul Coarnă, parcă dumneavoastră... Eu sunt, acum trebuie văzut contractul, să vedem dacă ambele părți au respectat clauzele. Așa noi discutăm, domnul dumneavoastră Coarnă, veniți... Da, doamna Mihaela, haideți să înțelegem ce obligații aveați dumneavoastră. Exact, dacă l-am depus. Tot acest timp, ce obligații aveați din momentul în care de la primărie vi s-a oferit acest teren? Pe mine m-a obligat să declar casa prin propria răspundere în 2000, în septembrie, când am... Deja când era... Deci haideți să stabilim așa. Terenul l-ați primit în ce an? Da, în 2000. În 2000. Casa pe care ați construit-o, da? Cu zidărie, cu beton, cu așa. Când ați construit-o? Am construit-o în 2013, casa. Bun, în momentul în care ați construit în 2013 acea casă, dumneavoastră din 2000 până în 2013 ați plătit la stat impozite? Da, sau... da, în fiecare an am plătit gunoiul, tot ce s-a putut, a trebuit plătit la primărie. Și în momentul în care ați construit această casă, ați anunțat primăria că urmează să construiți casa pe terenul primăriei, practic, concesionată către dumneavoastră? Aveam casa veche, domnul primar mi-a spus, construiește-ți peste casa veche, că nu-l zice nimeni nimic. Așa v-a zis domnul primar. N-a făcut altă distanță păi din casa. Acolo trebuia o autorizație de demolare, după care autorizație de construcție pentru noul imobil. Înțelegeți? Deci domnul primar v-a sfătuit greșit. Acum că v-a sfătuit așa, în fine, ați construit în 2013 casa respectivă. Da. Și dumneavoastră spuneți că acum ei vin și vor să demolați, da, să vă demoleze casa sau ce? Nu. Mi-a luat o parte din terenul, mi-a închis intrarea. Deci aveați, când ați primit terenul de la primărie, aveați teren pe care ați construit casa și v-a rămas în jurul casei cât teren? Ce suprafață? Să zicem 200 de metri pătrați, 200-300 de metri pătrați. Deci în total probabil că aveați undeva la 300-400 de metri concesionați de primărie, da? 900 scrie în caiet, da? 900 scrie în caiet. Dar n-au fost atâta. Și n-au fost atâta și mai mult decât atât, spuneți acum că au venit doi vecini, da, stânga-dreapta, care cumva s-au... Nu, din stânga, cred, Nicolae, au făcut casa... Nu mai dați numele vecinilor. Îi rugăm pe vecini cu ocazia asta, dar nu le mai dați dumneavoastră numele. Da, dacă da, vor să intervină în discuția noastră, chiar îi rugăm să ne răspundă la telefon sau, dacă nu avem telefonul lor, să ne scrie pe WhatsApp și o să-i sunăm. Practic, vecinii ăștia și-au, din câte înțeleg, nu, și-au mărit curtea înspre doamna. Că asta s-ar fi putut întâmpla, nu? Da, e problema din partea asta, așa, dreaptă. Deci, problema din partea dreaptă de la casă, unde mi-a închis intrarea în curte. Acolo trece, dacă ei îmi iau bucățica aia de teren, aia 5 metri până în peretele casei, ei se duc deasupra la fosa mea. Cei de la primărie ce au spus? Adică ei știu clar dacă v-au dat, cât v-au dat, care teren a fost dat, e clar domnul acolo primar, scris. Da. Având în vedere că am fost în toamna asta, în sfârșitul lui august, tot așa pentru acte, ca să bei toate actele, să le renoiesc, să mă duc să fac de loc cadastru la Mechidia, așa, am fost și am chemat-o pe doamna, înăuntru, să nu mai dăm nume. Și zice, ce faci cu femeia asta? Că în trecut te-a fost domnul X, acum eu nu te mai pot ține în brațe. Știți ce i-a răspuns lui domnul primar? Păi el ce-a făcut din toamna mai casă, știi ce vrei acum de la mine, să-i fac eu acte? Pe cine să facă? Autoritatea locală e obligată să facă aceste acte. Ba mai mult, în urmă cu câțiva ani, s-a dat o lege prin care casele care erau construite și nu aveau autorizație de construire, primăria era obligată să le facă acele acte, să-i pună în posesie și să le facă primăria acte. Dar dumneavoastră v-ați dus să luați un certificat de urbanism, să vedeți păi acolo... Păi n-am putut. Ci pentru zona respectivă. Să vedeți acum în planșa de la primărie cum apare, da? Cum apăreți dumneavoastră între cei doi vecini și cum apar cei vecinii și ce suprafață au ei? Am cerut tot. A mers un domn avocat cu mine la această doamnă. A fost cineva cu mine de la Constanța și n-a vrut, a zis... Dumneavoastră ați îndeplinit... Deci nu mai vor să-i elibereze nimic, domnule Coarnă. Nu vor să-i... Aici e vorba de legea 50 de drepturi și obligații. A contractat și o firmă de cadastru care i-a făcut cadastru pe teren. Nu știm, trebuie să vorbim și cu cealaltă parte. Deci doamna și-a făcut tot dosarul și l-a depus la primărie. Nu știm, noi trebuie să o credem pe doamna pe cuvântul de onoare. Trebuie să vorbim și cu cealaltă parte, pentru că sunt niște drepturi și obligații. Dacă nu am îndeplinit... Numai puțin, doamna Mihaela. Haideți să-l auzim pe domnul Coarnă și revenim la dumneavoastră. Dacă nu a îndeplinit acele obligații pe care le-a avut prin procesul verbal de concesionare, titularul dreptului poate să revoce și poate să vândă. Adică sunt lucruri simple, dar trebuie să vedem... Primăria. Bineînțeles că da.
Da, totuși nu, nu prea e moral. Și, e vorba de legal aici. Da, dar știi ce se mai... Păi ce nu, se mai odată ce primarii îi dă doamnei dreptul să-și construiască casă, domnule Coarnă, peste ceva timp vin alți proprietari, iau teren acolo. Uitați ce scrie legea. Persoane fizice și juridice care beneficiază de teren în condiții legii 50, privind autorizarea lucrurilor de consum și lucrurilor de sunt obligate să solicite emiterea autorizației să înceapă în termen de cel mult un an. Construcția casei. Exact. În caz de încălcare a obligațiilor menționate anterior, concesionarea își pierde valabilitatea. Păi, am înțeles, doamnă, din 2000, da? Când vi s-a oferit terenul. Dumneavoastră ați construit în acel an? Nu, în 2013 a construit, doamnă. În 2013 a construit casa cu betoane, aia mare. Frumoasă, da. Dar ați construit imediat ceva acolo? Și că în primul an a construit, zicea. Nu, doamnă, ați făcut chirpici, ați făcut o casă cu... Căsuță, vai, de capul, e două camăruți, după posibilitatea unei femei. Nu contează, contează că ați făcut. Așa deci cum vi s-a cerut, nu? A făcut, domnule Coarnă. Doamne, contează păi și a să fie autorizată și să fie în comunitate de autorizare, că așa putem deci, face orice și spunem. Nici, da. Nu, mergem cu un desen și spunem am făcut o casă, desenăm o casă acolo. Deci nici casa din chirpici nu era autorizată. Câte case la sat nu erau construite fără acte. Poate să fie autorizată și să fie în conformitate cu legea. Nici casa din chirpici nu era autorizată, nici asta nouă din 2013 nu era autorizată. Vă dați seama că primăria și-a făcut treaba. Adică n-a îndeplinit niște condiții, la revedere. Nu ți-a autorizat nici o construcție din două. Avem legea 50 care ne spune clar. O secundă, vreau să vă întreb. Dintre atâtea case care sunt pe străduța aia, 20 de case care sunt, oare numai pe mine m-a găsit ca să... Ai o altă discuție, ai o altă discuție. Trebuiau pe toți cei care n-au îndeplinit condițiile prevăzute în lege să procedeze identic ca și la dumneavoastră. Asta e răspunsul meu. Asta este răspunsul meu, dar probabil că pe locul dumneavoastră a fost un interes. E poziționat, nu știu, e un interes acolo. Dar uitați, eu văd lucrurile altfel. Dacă ea avea obligativitatea asta în primul an să-și construiască pe teren scrie o casă, da, scrie în lege, dacă după primul an primăria nu i-a luat terenul, nu înseamnă că a admis de drept că nu, doamna și-a construit, nu, pentru care, că doamna a construit, dar fără acte. Nu. Și atunci de ce n-au deposedat-o, domnule Coarnă, de ce n-au deposedat-o după primul an? Că e nerelevant lucrul ăsta. Păi este că dacă aplicăm legea, o aplicăm atunci, nu? Nu o aplicăm după 15 ani. Sau 25. Asta mai e o discuție. Cine știe ce s-o fi întâmplat în zonă? S-o fi schimbat și domnul primar? Că, sau, nu știu, doamna să ne zică, poate primul primar a avut o înțelegere, a înțeles situația, doamne, a lăsat-o, i-a dat terenul. S-o fi schimbat primarul și eu fi zis, mă, nu știu ce a fost. Da, câți bani, cât de mare afară ați făcut casa aceea ulterior, când ați făcut-o ca lumea? Câți bani ați băgat în ea și cât de mare e casa? Are aproape 400 de metri pătrați. Păi și locuie de 500. Vedem chiar acum fotografii. Nu, de nou. Avem și la exterior. Aveți dita mai căsoiu, cum ar veni, da, da, păi da. Păi și are autorizare aici. Am fost o femeie singură, cu trei copii. Atunci, eu am dat banii la oameni, eu eram cu copilul în spital. Ei au făcut cum au presupus că-i mai bine. Au făcut, cum am zis eu, faceți-o mai mare, că-i mai bine așa pentru copiii mei. Să nu ajung cândva să mă judece copiii mei, că le-am luat banii de la tata și da, m-am... Da, da, da. Băi, da, dar n-aveți autorizație pe ea, nu? Adică nu... Pe asta încearcă săraca să-și facă acel dosar, l-a depus la primărie, dar nu a dat seama de nimeni. Lucrurile se fac invers. Da, domnule Coarnă, lucrurile se fac invers, dar trebuie să admitem că sunt 50% din casele construite la țară s-au construit fără autorizație de construcție.